onorată asistență, stimați prelați, dragi colegi, toți ceilalți participanți la acest moment deosebit. Iată-ne ajunși la una dintre activitățile de suflet ale evenimentului nostru omagial, pe de o parte aniversar, pe de altă parte comemorativ. 150 de ani de existență a Colegiului Național Eudoxiu Urmuzache. Astăzi, în prima zi a activităților pe care le derulăm în cadrul acestui proiect aniversar, se regăsește și acest moment deosebit, și anume omagierea și comemorarea celui care a fost Ernst Rudolf Neubauer, primul director al liceului, la momentul în care acesta a fost înființat ca cel real gimnazium din Rădăuți în 1872. Am să vorbesc foarte puțin despre personalitatea lui Ernst Rudolf Neubauer. S-a mai făcut pe parcursul zilei de astăzi, s-a mai făcut de-a lungul timpului. O personalitate marcantă pe care noi, de câte ori am avut ocazia, am amintit-o și căreia i-am mulțumit, evident, postum pentru ceea ce a făcut, a reprezentat în începuturile istorice ale comunității noastre școlare. Poet, revoluționar, pașoptist, exilat în urma momentului 1848 de la Viena, în îndepărtatul colț al Imperiului, în Ducatul Bucovinei, la Cernăuți. Așa cum amintea astăzi domnul profesor Holaru, printre altele i-a fost profesor o perioadă de timp lui Mihai Eminescu. În momentul în care în 1872 s-a decis prin efortul conjugat al autorităților locale și al întregii comunități înființarea unității școlare, Ernst Rudolf Neubauer a fost ales să-i fie primul conducător, primul administrator și și-a exercitat cu multă dăruire această obligație până la momentul 1884, când s-a retras din funcție, iar 6 ani mai târziu avea să plece la cele sfinte. Acum 4 ani, în 2018, la momentul centenarului, când căutam să celebrăm prin tot felul de activități momentul Marii Uniri, printre ideile care au fost atunci enunțate și care avea să-și găsească și o transpunere în practică, a fost comemorarea lui Ernst Rudolf Neubauer. La momentul respectiv, acum îi spuneam și părintelui, nu știa nimeni dintre noi, nici măcar domnul Olaru, dacă Ernst Rudolf Neubauer cu siguranță a fost sau nu catolic. Exista și varianta să fi fost de confesiune protestantă. Prin urmare, prin intermediul doamnei Saviu, ca doamnei Anton, am fost atunci la Catedrala Catolică și cu sprijinul părintelui de la vremea respectivă, căutând în registrele de decese, știindu-i data decesului, 4 mai 1890, l-am găsit în registrul de decese al Bisericii Catolice și atunci am făcut pentru prima dată o astfel de slujbă de comemorare, de amintire a memoriei celui care a fost Ernst Rudolf Neubauer. Cu siguranță colegii își aduc aminte de acel moment, era o zi de primăvară însorită, așa cum acum, iată, este o zi de toamnă la fel de însorită și frumoasă ca momentul de atunci. Am continuat să-i omagiem numele printr-o nouă idee inedită și anume am dat, utilizăm mai bine spus, numele lui Ernst Rudolf Neubauer printr-o decizie a Consiliului de Administrație pentru a premia cu o distincție deosebită pe absolvenții noștri care obțin cele mai mari 10 medii la examenul de bacalaureat. Și am început acest lucru din 2019, anul acesta a fost al 4-lea an în care am premiat, iată, peste 40 de elevi, pentru că au fost ani în care au fost mai multe medii egale. Deci peste 40 de absolvenți ai noștri în ultimii 4 ani au fost distinși cu acest premiu special pe care noi l-am intitulat în memoria lui Ernst Rudolf Neubauer. Și așa este firesc, așa este absolut normal să ne comemorăm înaintașii atunci când știm despre ei, atunci când nu știm foarte multe lucruri să ne documentăm, să aflăm și cu această ocazie mulțumesc încă o dată, în special domnului Marian Olaru și domnului Mircea Irimescu pentru întreaga activitate de cercetare pe care au depus-o pentru a afla cât mai multe informații din istoria liceului, evenimente, precum și, bineînțeles, personalități, pentru că fără personalități, evenimentele nu ar fi existat.
Vă mulțumesc pentru atenție și acum o să-l rog pe părinte să oficieze ceremonialul religios. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Fraților, ne-am adunat astăzi aici în spirit de credință pentru a ne ruga pentru cei care au plecat înaintea noastră cu semnul credinței, pentru a îi omagia pe cei care au lucrat în această instituție de învățământ de elită a Bucovinei, directorul Ernst Rudolf și ceilalți profesori care sunt amintiți aici, Mihai Horodnic, Gedeon Coca, Ion Roșca, Vasile Țigănescu. Ne rugăm lui Dumnezeu să-i primească în pacea sa, iar pe noi să ne adune la oaltă în această aducere de mulțumire și prinos de recunoștință pentru tot efortul pe care l-au depus în timpul vieții. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cer ce moartea ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeareși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne, nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care-i